Eros, o zeitate antică. Nu cred că trebuie să vorbim acest lucru. Cred că cei credincioși sunt liberi de curvie. Se poate să spun ceva. Ați spus odată o revelație pe care nu am prezentat-o niciodată. Că acesta este Duhul care domnește. Nu am spus eu acest lucru. Dar care dintre apostoli sau dintre oamenii noștri sfinți a spus acest lucru? De exemplu, Petru a vorbit, Pavel a vorbit. Când pastorul a spus acest lucru, inima mea a fost atinsă și am înțeles de ce sunt atât de mulți credincioși care suferă, sunt posedați de acest Duh. Pentru că este un Duh care domnește, Erosul care domnește, intimul, sexul. Sexul. Acestui Duh care domnește în lume, îi se aduc cele mai multe jertfe omenești. Să privească trupurile tinere virgine, fiecare vrea să îi se dedea. Pentru acest caz, noi avem un video pe canalul nostru, Sexul în Harem. De asemenea, prunci omorâți și nenăscuți, organe interne rupte. Cei mai de seamă artiști din Hollywood, staruri porno, mor de boli venerice, de organe rupte. Pe acele platouri ei se filmează consumând analgezice, pentru că este imposibil de suportat așa ceva. Ce și unde se bagă? Ei spun că nu pot rezista la așa ceva. Și ca să nu se simtă unde și ce s-a băgat, ei consumă mereu analgezice și mor de rupturi ale organelor interne. Toate acestea sunt jertfe aduse pe altarul demonului străvechi Eros. După filmări, sunt duși direct pe masa de operație. Deoarece ea trebuie cusută, ea nu a simțit nimic, era sub influența drogurilor, sexul neferesc. Am creat multe clipuri pe care le puteți vizualiza pe canalul nostru. Distribuim aceste lucruri și prezentăm statisticile ca să oprim această generație de la închinarea la Eros, pentru a trăi în realitate, nu în iluzie. Jertfe sub forma celor infectați și morți de boli venerice. Sunt multe. Avem statistica Organizației Mondiale a Sănătății despre câți oameni mor. Sunt pe canalele noastre. Divorțuri, infidelitate, sinucidere, numărul de orfani. Toate acestea sunt jertfele Erosului. Astăzi, demonul Eros trăiește începând de la desene animate. Copilul se naște și începe să vadă toate aceste lucruri în desene animate. Apoi în comicsurile Marvelor, unde este un feromon umblător, numit Eros. La fel ca Thanos, Diana și toate acele zeițe și zei, Haos, ei trăiesc sub aceleași nume, nu se ascund. Feromonul umblător Erosul este capabil să ispitească pe oricine și pentru orice. Este super calitatea lui. Un super erou cu o super calitate de a stimula creierul uman de la 6 metri, în așa fel încât la această distanță omul simte influența Erosului și în capul lui începe terciul, că nebunește de poftă și dorință. Așa sunt desenele animate, jocurile, benzele desenate, filmele. În Biblie aceste lucruri se numesc amăgire sau vrăjitorie. Doar vreau să vă arăt unde s-au mutat și unde sunt supereroii. Apoi mamele vin și spun că n-au știut cu ce s-au ocupat copiilor micuți. Oare la ce se uită copiilor? Niște desene animate nevinovate, o informație nevinovată, totul este nevinovat. Bun venit în iad! Duhul Erosului umple toate domeniile existenței umane, iar dacă astăzi ești un închinător al Erosului, îți place să te uiți la porno doar ca să te relaxezi sau la un film cu anumite scene, în aceste scene, pe acest altar, la cei ce te uiți, stă o tânără actriță. Este un altar. Ea este sub analgezice, este violată. Probabil nu va supraviețui după acest lucru. Poate va muri. De sida. Poate va deveni un invalid, întrucât sexul este neprotejat pe aceste platouri de filmare. Da, industria face bani, însă ia vieți. Ceea ce privești este o violență totală. Trebuie să înțelegi că privești o perversiune totală. Moartea.
pofta, necurăția. Tot ce se întâmplă este o scârbă. În jur sunt zeci de oameni cu camere, cum sunt aici și filmează locul sfânt. Este altarul lui Dumnezeu. Propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Dar acolo este altarul lui Satan. Pe canalul nostru veți putea găsi multe clipuri medicale. Vă recomand să le vizionați pe toate. Și văd că doar un singur clip care spune că nu provenim de la maimuțe, că pământul nu are miliarde de ani, are peste 50.000 de distribuiri. Sunt impresionată. Și este doar unul, dar sunt milioane de vizualizări. Sunt foarte încurajată de acest lucru și ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să se răspândească în acest timp prin voi, să puteți influența și acoperi cu aceste rețele. Cum a spus și Domnul, băieți, dacă mrejele sunt goale, mai aruncați o dată, încă o dată. Și îți spun în acest duh al credinței, mai arunc o dată și acolo să fie minim 120 de ucenici, pești mari și mici, cum au pescuit ei, că le-a fost greu să le scoată. Vă binecuvântăm să faceți acest lucru. Slavă Domnului! Dacă suntem creștini și suntem în Duhul Sfânt, în Duhul lui Dumnezeu, atunci suntem chemați să influențăm și să câștigăm această lume prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Iar viața noastră să vă inspire, pentru că de pe platformele pe care propovăduim, puteți lua foarte ușor clipurile și să le distribuiți pe paginile voastre sau să le trimiteți. Pentru că astăzi ele propovăduiesc oamenilor cuvântul lui Dumnezeu cu ușurință. Acest lucru îl facem cu miile. Ne-am rugat ca de la cel mai mic și cel mai neînsemnat dintre voi să se facă o mie. Toate acestea sunt reale și cuvântul lui Dumnezeu a devenit acum real și posibil și este ușor de făcut acest lucru. Da, este un lucru foarte clar, că mulți oameni ne scriu și spun că vizionează predicile și piesele noastre și s-au eliberat de anumite boli, au plecat anumiți dragi de la ei, a plecat depresia. Oamenii primesc în mod real răspunsuri. Amin. În același timp, există și alte informații. Oamenii se uită la seriale, apoi sunt atrași de curvii, divorțuri, agresivitate, teroare. Copiii sunt afundați mereu în jocuri, devin autiști, prin urmare vin multe alte boli și probleme. Se vede în mod clar diferența unde este alb și unde este negru. Astăzi este foarte ușor să ne dăm seama. Lumea este condusă de duhuri. În spatele lucrurilor stau duhuri. Să înțelegem că în spatele informației stă un duh, fie Duhul lui Dumnezeu, care, așa cum a spus Iisus, a venit să-ți ofer ceva bun, fie, dacă nu este Duhul lui Dumnezeu, un alt duh care vine în viața ta prin informații și distruge, așa cum spunea Iisus, să fure, să înjunghie și să prăpădească. Amin. Dacă sunteți credincioși, dorim să vă ajutăm să trăiți o viață roditoare, cu rezultate, astfel încât să nu vă fie rușine de ea. Diminețele pot fi începute ascultând un cântăreț din Caldeea, luând exemplul cuiva, ascultând o mulțime de diete, vizionând seriale, vedete, pornografie și toată ziua trece și o mulțime de demoni umple oamenii. Și cel credincios este sfâșiat și nu știe în ce să-și investească viața. Doar trebuie să te uiți la atât de multe lucruri pe YouTube și în rețele de socializare. Astăzi vă propunem să trăiți viața fără demoni, fără draci, cu Duhul Sfânt, o viață deplină, fericită, bucuroasă în Iisus Hristos, așa cum a lăsat-o El. Vă vom descoperi cum stau lucrurile, cum s-au camuflat acești zei străvechi, demonii și vă împiedică să trăiți, vă fură fericirea, dragostea din familie, idila, tot ceea ce a predestinat Dumnezeu pentru voi. Nu aveți aceste lucruri, nici timp pentru altceva, nici puteri. De ce? Pentru că trebuie să vă uitați la toate aceste lucruri. Dacă acasă vizionezi un film, iar acolo este Thanos, atunci la mine, acasă, a venit demonul morții. Da? Dacă vizionezi o creație bisericească, muzică sau predică pastorul nesuferit, atunci la mine a venit Iisus Hristos. Viața a venit la mine. Da, ați înțeles corect totul. Slavă Domnului! Aleluia! Este o revelație profundă pe care trebuie să o primească fiecare. Amin.